doar bolile grave de care au suferit la naștere, i-ar fi convins să semneze actele de adopție. Mă gândesc, oare, Doamne, cum am păcălit eu? Oare cum? 88 și 90, da? În arhivă a rămas scris cu totul altceva. S-a internat pe 21 august în 88, ora 8 dimineața. Trebuie să scriești greutatea. 2800 de grame. Povestea unei păcăleli îmbracă o vină pe care soții Șerban nu o recunosc acum. Oricum, păcatele le-au dispărut când s-au pocăit. Când mă duc la adunare, așa de bine mă simt, parcă sunt în burta mamei. Iehova a șters cu buretele și rușinea din trecut a familiei Prundaru. Iehova, Dumnezeul meu, nu sta departe de mine. The love is so strong, but like if you can't financially support a child, I think it's the right thing to do is give up a child to a family that's more supportive. And I just really want to find her. Are you worried about her? I just try not to think about it. I just try to think that she's there. Someday I'll find her. Cumva, în cătunul din Dragoslavele, America și-a făcut loc sub pielea Georgetei. It'd be nice if Bob, Tom and I, us three, we could all go back at the same time, find a birth family and everything, that'd be fantastic. Un vis de care cei trei se tem să nu se spargă, în contact cu realitatea. I'm really tempted to call it, but I'm not sure what will happen. I'm your mother and I miss you. Doar trăsăturile arată legătura de sânge cu străinii de pe ecran, pe care frații Șerban nu înțeleg nici cum. Ciprian are 32 de ani și nici o zi de școală. De unde luăm, de aici? De aici. Cu? Acela nu știu. Nu? Ne? Ce zice? U, ne? Numai cu puterea lui Dumnezeu, dacă pot să mă ajute să citesc. Am aici pe am o fată, o judecătoare care judecă bărbații. Aici, care i-a plăcut lui cel mai mult, fata asta. Costel a cunoscut-o după ce a bătut un om. Cu un pumn, l-a pus la pământ și l-a trimis în comă. M-a arestat. Și cât ai stat? 4 ani. Am 3 luni de când m-a liberat din pușcărie. Acum visează departe, la frații din Statele Unite, care ar putea să le întindă o mână. Dacă mergeam acolo, în America, ar fi bine. Făceam niște chestii care nu se exista pe lumea asta. I am thankful that I didn't get adopted. But if I hadn't been, and if I was still alive and over there, I'm sure I'd still love it. Copiii generației pierdute vor să ofere înapoi măcar o fărâmă din șansa pe care o primit-o ei. You did a good thing by letting me go. You saved me. You're not upset? No. No, not at all. Adică-ne în brațe pe altul. Cu ciuboții mari în picioare se joacă. Da. Toți trei speră la un final fericit. Să ajungă în locul unde au călătorit cu gândul, iar și iar, unde îi așteaptă niște străini pe care vor cu ardoare să-i strângă în brațe. Părinți pe care simt că i-au iertat deja.